Iubiți frați și surori, mulțumim Bunului Dumnezeu pentru bunătatea, harul pe care și l-a arătat față de noi. Mulțumim Domnului că putem fi împreună după masa aceasta, putem să ne aducem aminte de evenimentele acestea așa de importante din creștinism, evenimente de care se leagă mântuirea noastră, evenimente de care se leagă nădejdea și viitorul nostru. Pentru asta îi mulțumim și îl slăvim pe Dumnezeu. Vă salut pe toți cei prezenți aici, vă aduc salutări din Bucovina, frații de la Voitinel, de la Vicovu, de jos au transmis salutări bisericii, frați care au fost aici, care unii dintre ei au lucrat. Mâna Domnului să fie întinsă peste ei și peste noi toți. Amin. În seara asta nu voi citi un alt text, chiar dacă vroiam să predic despre Ioram, împăratul din Israel, ar fi fost la rând, însă după ce fratele Marius a citit pasajul acesta și a spus că oarecum cronologic deja ne apropiem de evenimentele acestea importante, precum evenimentul intrării triumfale a Domnului Iisus în Ierusalim, când ne vom aminti în mod deosebit duminică, apoi săptămâna patimilor și joi, cu siguranță, vom avea și cina Domnului, nu numai că vom vorbi, dar vom și sta împreună la masa Domnului, lucruri de care, vedeți dumneavoastră, noi ne bucurăm și îl slăvim pe Dumnezeu și îl onorăm, pentru că, așa cum spuneam, de toate aceste evenimente importante din viața Domnului Iisus Hristos se leagă, dacă vreți, tot ce avem noi de la Dumnezeu, harul acela care a fost revărsat prin Iisus Hristos. Toate acestea sunt mari beneficii pentru noi, pentru viața noastră. În seara asta m-am gândit la un mesaj. După ce a fost citit pasajul acesta și în mod deosebit mă voi lega de primele versete care au fost citite, de orbul Bartimeu știm, de multe ori s-a predicat de acolo, dar aici când vedem că Iisus a luat cu sine pe cei 12 și le-a zis, spune versetul 31, iată că ne suim la Ierusalim și tot ce a fost scris prin proroci despre Fiul omului se va împlini, căci va fi dat în mâna neamurilor, îl vor batjocori, îl vor ocărâ, îl vor scuipa și după ce îl vor bate cu nuiele, îl vor omorâ. Dar a treia zi va învia. Mesajul pe care doresc să-l transmit în seara asta îl voi intitula simplu: de ce Hristos a murit și a înviat pentru noi? De ce Hristos a murit și a înviat pentru noi? Vedeți dumneavoastră, de aici, din cuvântul pe care noi l-am auzit citindu-se, putem observa că Domnul Iisus Hristos știa pentru ce a venit pe pământ și acum le dezvăluie ucenicilor săi planul pe care el, lui Dumnezeu, pe care el a venit să-l ducă la îndeplinire. Observați că în versetul 34 ni se spune: ei n-au înțeles nimic din aceste lucruri, căci vorbirea aceasta era ascunsă pentru ei și nu pricepeau ce le spunea Iisus. Vedeți, cu toate că au stat 3 ani și jumătate și au învățat și au auzit de atâtea ori despre planul lui Dumnezeu, de ce a venit Iisus aici în lumea noastră, ei totuși gândeau, dacă vreți, și gândirea lor era tributară unor așteptări pe care ei le aveau. Dacă vă uitați în texte paralele, bunoară în Matei, găsim pe mama fiilor lui Zebedei. Cronologic, dacă vreți, aici se poate încadra momentul acela,
când femeia asta vine și spune Domnului Iisus Hristos ceva ce era oarecum pe inimă, era o dorință, poate că și cei doi fii i-o fi spus mamei lor despre dorința lor, despre, dacă vreți, așteptările lor, încât ea își ia până la urmă inima în dinți și în capitolul 20 din Matei vine, spune de la versetul 20, atunci mama fiilor lui Zebedei s-a apropiat de Iisus împreună cu fiii ei și i s-a închinat vrând să-i facă o cerere. El a răspuns, ce vrei? Poruncește, i-a zis ea, ca și în împărăția ta acești doi fii ai mei să șadă unul la dreapta și altul la stânga. Drept răspuns, Iisus a zis, nu știi ce cereți. Puteți voi să beți paharul pe care am să-l beau eu și să fiți botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu? Putem? I-au zis ei, înseamnă că erau și ei prezenți la cererea mamei lor. Asta e o dorință bună. Puțin egoist, am spune noi, chiar așa, unul la dreapta, altul la stânga, mă gândesc că și ceilalți ucenici ar fi vrut, și Petru, și alții, nu? Dar Iisus, vedeți, nu le dă așa cum poate noi am obișnuit și am spune, vezi, îți de treabă, chiar așa, ceva vrei de la mine? Dar Iisus, vedeți, așa cu multă răbdare le spune și apoi, când zic ei, putem, Iisus zice, versetul 23, e adevărat că veți bea paharul meu și veți fi botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu, dar a ședea la dreapta și la stânga mea nu atârnă de mine să o dau ce este păstrată pentru aceea pentru care a fost pregătită de tatăl meu. E, vedeți, reacția celorlalți e asta. Cei 10 când au auzit s-au mâniat pe cei doi frați. Ei, cam asta se poate întâmpla de multe ori în diferite situații în care și noi, datorită, cum spuneam, unui egoism al nostru, unor dorințe, unor ambiții pe care le putem avea, se pot întâmpla și multe alte lucruri să ne atragem mânia celor din jur și câte altele. Dar ce vreau eu să vă spun e că acești oameni nu pricepeau pentru ce a venit Iisus. Nu pricepeau. Tot așa, vedeți, ei aveau gândirea asta și erau îndreptați spre lucrurile acelea pe care ei și le doreau cu ardor. Nici chiar după înviere. Vă rog, observați cei doi pe drumul Emausului. Și ei erau din grupul ucenicilor și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Iisus, în timp ce merge pe drumul Emausului, cuvântul Scripturii ne arată că la un moment dat, când Iisus îi provoacă, da? Și le spune despre lucrurile respective, la un moment dat, ei îi spun Domnului Iisus, noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel. Dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Bancă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire, ele s-au dus dis de dimineață la mormânt, nu au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri care ziceau că El este viu. Observați, e vorba de moartea Domnului și de învierea Lui. Nici atunci nu pricepeau, nu înțelegeau care era planul lui Dumnezeu cu privire la răscumpărarea omului din păcat. Dar nouă aici ne dezvăluie acest cuvânt al lui Dumnezeu ceva ce urma să se întâmple cu Domnul Iisus Hristos. Și atunci noi avem întrebarea asta. De ce a murit și a înviat Domnul Iisus? De ce a murit și a înviat pentru noi? Am putea spune și vreau să vă spun că o să dau câteva răspunsuri. E adevărat că toate astea țin de credința noastră, așa cum urmează textul, unde ni se arată despre orbul Bartimeu, până la urmă e un text paralel în Marcu 10 și veți putea observa și mulți identifică pe acest orb
cu aorbul Bartimeu, despre care Marcu relatează în capitolul 10, acolo de la versetul 52 în jos. Mi-am adus aminte încă de ceva. Când era Iisus răstignit pe cruce, și acest lucru e menționat în Matei, la capitolul 27, și aici niște trecători trec și se uită la Domnul Iisus Hristos. Versetul 39 din Matei 27. Trecătorii își băteau joc de el, dădeau din cap și ziceau: tu care strici templul și îl zidești la loc în trei zile, mântuiește-te pe tine însuți, dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, coboară-te de pe cruci. Observați acum preoții cei mai de seamă, împreună cu cărturarii și bătrânii, își băteau și ei joc de el și ziceau: pe alții a mântuit, iar pe sine nu se poate mântui. Dacă este el împăratul lui Israel, să coboare acum de pe cruce și, atenție, vom crede în el. În oricine, puneți din nou 41, preoții cei mai de seamă, și preoții erau aceia de la care se aștepta, cum spune Maliahi, și o să citesc cuvântul acesta din cartea Maliahi, ca să vedem acești oameni ce importanți erau ei în iudaism, în religia aceasta iudaică, versetul 7, Maliahi 2. Căci buzele preotului trebuie să păzească știința și din gura lui se așteaptă învățătură, pentru că el este un sol al Domnului oștirilor. Ăștia erau preoți. Și gândiți-vă că aici spune preoții cei mai de seamă. Apoi erau, spune cuvântul Scripturii, cărturarii. Cărturarii nu erau oricine. Luca îi numește învățători ai legii, un fel de experți în lege, care cunoșteau foarte bine litera legii. Ei erau copiști, ei copiau, dacă vreți, cuvântul lui Dumnezeu, Vechiul Testament, și nu era ușor. Se spune că într-o viață un cărturar putea face 14 copii. Nu era simplu deloc. Ei care când ajungeau să scrie cuvântul acela, tetragrama aceea, Iahveh, se opreau, aveau un ligenat, se spălau pe mâini și apoi îl scriau. Oamenii ăștia au ajuns, cum vă spuneam, experți în lege. Știau cuvântul lui Dumnezeu și cu toate astea, vedeți dumneavoastră, cu toate că ei citeau, traduceau, adică transcriau, acești oameni se uită la Domnul Iisus răstignit pe cruce. Nu înțeleg nimic, nici ei, și spun: coboară-te de pe cruce. Dacă vă uitați, aici mai e o categorie, bătrânii, adică acei oameni care aveau un rol foarte important în societatea iudaică. Practic, vreo 22 de bătrâni trebuiau să fie în Sinedriu, în Sanhedrinul acela evreiesc, un fel de parlament și format din 70 de oameni plus marele preot. Ei, nici ăștia nu înțeleg nimic și foarte important ce spun ei aici. Observați, să coboare acum de pe cruce și vom crede în el. Și observați dumneavoastră ceva interesant. Dacă Hristos ar fi coborât de pe cruce, ei ar fi crezut în el. E drept? Ar fi zis: na, ăsta e Mesia. Însă Iisus rămâne pe cruce. Mi-au plăcut cândva cuvintele unui mare slujitor al lui Dumnezeu, William Bowes, omul ăsta care a înființat Armata Salvării, acea, dacă vreți, grupare religioasă importantă în Anglia. Și oamenii ăștia, eu i-am întâlnit prin aeroporturi, au așa o uniformă specială și așa acum se duc și vestesc pe Iisus Hristos, vestesc Evanghelia Lui. Am avut chiar ocazia undeva în Australia să predic într-o biserică ce aparținea acestei grupări, Armata Salvării. Frumos, oameni care îl glorifică pe Dumnezeu. Auziți, întemeitorul acestei mișcări puternice spunea într-o împrejurare ceva foarte frumos, auziți, cu mult tâlc. Zice: dacă Iisus ar fi coborât de pe cruci, ei ar fi crezut în el. Dar noi, spunea el, credem
că a rămas pe cruce. Înțelegeți? Noi credem că a rămas El acolo. Dacă nu rămânea Iisus, toate erau sub semnul întrebării. Însă noi credem în El pentru că a rămas acolo ducând la îndeplinire planul lui Dumnezeu. Misiunea Lui era să vină în lumea noastră să moară și apoi să învie, apoi să se înalțe la cer și să avem un Mântuitor glorios care șade la dreapta lui Dumnezeu, mărire Lui în veci. Și atunci la întrebarea asta, haideți să dăm câteva răspunsuri. De ce a murit și a înviat Iisus? În primul rând, ca să împlinească Scriptura. Observați, mai precis aici, așa spune în textul care a fost citit, versetul 31, iar îl recitesc. Iată că ne suim la Ierusalim și tot ce a fost scris prin proroci despre Fiul omului se va împlini. Auziți? Ca să împlinească Scriptura. Dumnezeu a avut oameni prin care a vorbit și de-a lungul aproape 1000, am putea spune 400 de ani, dacă luăm și era Noului Testament, 1500 de ani. Timp de 1400 de ani de la Moise până la Maliahi, Dumnezeu a vorbit prin acești oameni care au scris, au prorocit, au fost înregistrate prorociile lor și cu siguranță și mulți alți proroci ale căror prorocii n-au fost înregistrate, n-au fost scrise, dar vorbim despre cei care au scris și iată că vedem acum împlinirea lor. Dacă citim Psalmul 22, David era proroc și în Psalmul 22 el vorbește foarte multe lucruri despre moartea Domnului Iisus Hristos, despre măreața lucrare pe care El o va înfăptui. Și Psalmul 22 își găsește împlinirea. Uitați-vă, doar spicuim de aici câteva lucruri. Dumnezeule, Dumnezeule, pentru ce m-ai părăsit? Cuvinte pe care urma Iisus să le rostească răstignit acolo pe cruce. Dumnezeule, Dumnezeule, pentru ce m-ai părăsit? Dacă vă uitați aici, veți putea observa că Domnul Iisus Hristos ajunge în situația aceea în care se împlinește aici, de la versetul 12, o mulțime de tauri sunt împrejurul meu. Niște tauri din Basan mă înconjoară, își deschid gura împotriva mea ca un leu care sfâșie și răgnește. Am ajuns ca apa care se scurge și toate oasele mele mi se despart, mi s-a făcut inima ca ceara, mi se topește în lăuntru meu, mi se usucă puterea ca lutul și mi se lipește limba de cerul gurii m-a adus în țărâna morții, ca niște câini mă înconjoară, o ceată de nelegiuiți dau târcoale împrejurul meu, mi-au străpus mâinile și picioarele. Toate oasele aș putea să mi le număr, ei însă pândesc și mă privesc, își împart hainele mele între ei și trag la sorți pentru cămașa mea. Oricum, David n-a fost așa. David a murit după bătrânețe pe care a avut-o, însă toate acestea observați cu 1000 de ani. Înainte de a se împlini, el prorocește și prin el Dumnezeu vorbește ce se va întâmpla cu Domnul Iisus Hristos. Parcă asistă la ceea ce era acolo pe Golgota, când vedeți ceata aia de nelegiuiți, îl înconjoară, dau târcoale, îi străpung mâinile, picioarele, oasele aș putea să mi le număr. Și ce e interesant aici, își împart hainele mele între ei și trag la sorți pentru cămașa mea. Cine putea cu atâta precizie să spună că 1000 de ani înainte ce se va întâmpla? Cine putea? Numai unul singur, cel care știe, cunoaște totul. Acesta este Dumnezeu. Mărit să fie El. Dacă ne uităm în Isaia 53, vedem aici ceva iarăși atât de clar, atât de interesant pentru noi, cum se împlinește cu exactitate cuvântul lui Dumnezeu. O să citiți dumneavoastră acasă mai mult, dar eu spicuiesc Isaia 53, versetul 3. Disprețuit
și părăsit de oameni. Om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el. Și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste el și prin rănile lui noi suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Și acum observați, când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. El a fost luat prin apăsare și judecată, dar cine dintre cei de pe vremea lui a crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? Când vei citi celelalte versete de aici, veți putea vedea că Isaia, cu mai bine de 700 de ani de data asta, prorocește cu atâta claritate ce urma să fie. Aici putem să vedem mâna Marelui Maestru care i-a inspirat pe acești oameni să scrie nu ideile lor, ci să scrie tot ce era plănuit de Dumnezeu cu privire la mântuirea omului. Și noi pentru asta slăvim și binecuvântăm pe Dumnezeu și spunem a Lui să fie slava în vece vecelor. Putem spune ce zice de altfel și Petru, apostolul, când scrie în capitolul 1, 1 epistolă, versetul 10 și până la 12, prorocii care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă, au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutorilor lor stăruitori. Ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ce pentru voi spuneau ei aceste lucruri pe care vi le-au vestit acum cei ce v-au propovăduit Evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din cer, în care chiar îngerii doresc să privească. Când citim toate aceste lucruri, avem o bucurie imensă că noi nu ne închinăm unui lider religios care a trăit aici pe pământul acesta, poate a postulat niște legi, a făcut niște enunțuri, așa cum vedem pe Confucius, poate pe Mahomet, poate pe Buddha, poate pe Zoroastru, sau cum e în religia asta hindusă, ci noi avem un Dumnezeu coborât la noi, care a venit să moară, dar nu rămâne acolo în mort, așa cum s-a întâmplat când a murit Mahomet. Omar, discipolul lui, s-a postat în fața cortului și a zis: Mahomet, în 3 zile va învia. Cine cuteză să spună că Mahomet a murit, îți gata să-i tai capul. Și n-au trecut 3 zile, că au trecut vreo 1400 de ani și Mahomet își dorme somnul de veci și se duc să facă pelerinaj la Mecca. Iisus al nostru e sus la dreapta Tatălui și noi îl glorificăm, îl onorăm și îi slăvim numele binecuvântat să fie în vecii vecilor. 2. De ce a murit Hristos și a înviat? Răspunsul al doilea este ca să-și arate dragostea față de noi. Atât de mult îmi place când în noaptea trădării Domnul Iisus Hristos se adună împreună cu ucenicii săi și peste puțină vreme noi vom sărbători și, așa cum spuneam, vom avea și cina Domnului. Și în capitolul 13, în versetul 1, avem acest cuvânt: înainte de praznicul Paștilor, Iisus,
ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl. Și fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. O, ce mare lucru este! Auzit? Știa că i-a sosit ceasul. Știa că urma să pătimească, da? Exact cum citim noi aici în Luca. Îl vor batjocori, îl vor ocărâ, îl vor scuipa și îl vor bate cu nuiele. Îl vor omorâ, dar a treia zi va învia. Ei, observați acest Iisus care a venit să răscumpere pe oameni. Acceptă toate astea. Disprețul, batjocura, acceptă să fie scuipat, nu? Și toate astea, vedeți dumneavoastră, el le acceptă datorită faptului că ne iubea pe noi oamenii, i-a iubit pe ai săi până la cap. Ar fi putut să scape, nu? Chiar și în noaptea aceea când l-au prins, când au venit la el cu ciomage și știți foarte bine, când Petru scoate sabia și taie urechea lui Malhu, robul marelui preot, și Iisus i-o pune la loc și măcar atunci se puteau trezi că au de-a face cu cineva care are toată puterea în cer și pe pământ. Dar nici atunci, vedeți, cu ochii întunicați, acei oameni care aveau în frunte pe preoți, pe cărturari, pe toți acei mai mari religioși, dacă vreți, nici atunci nu se trezesc. Și Iisus spune la un moment dat, pot să chem 12 legiuni de îngeri, bagă-ți sabia în teacă, dar auziți dumneavoastră, Domnul Iisus nu-i chem. Pot să-i chem. Gândiți-vă că un înger era așa de puternic încât a pătruns în armata lui Sanherib și 185.000 din cei mai viteși. Dacă vreți, comparații cu pușcașii marini pe care i-au americanii pregătiți sau oamenii ăștia din armatele astea super dotate și super pregătite. Așa erau soldații lui Sanherib. Și 185.000 sunt puși așa. Într-o noapte jos, toți omorâți. Și gândiți-vă când zice Iisus 12 legiuni, o legiune avea între 4 și 6.000 de soldați. Faceți o medie, 12 legiuni, doar ori 5.000. Și vă dați seama, e vorba de 60.000 de îngeri. Ce-ar fi fost acolo? Însă Iisus refuză totul. De ce? Pentru că, vedeți, i-a iubit pe ucenici și ne-a iubit și pe noi până la capăt. El știa pentru ce a venit în lumea noastră. Putea, nu? Să ocolească moartea. Știți bine că e lupta aia teribilă care se dă în Ghețimani. Dacă e cu putință să treacă paharul acesta de la mine. Însă nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu, spune. Și accept acolo ca să ia păcatele noastre, ale tuturor, asupra lui. Aici e iubirea asta supremă a lui Dumnezeu. Cum zice Ioanid într-o poezie de-a lui, dar dacă o dras la mea cea dragă, s-a dat sub ochii mei pe altar, aș vrea ca lumea întreagă să înțeleagă că eu sunt dragoste și har. Ăsta e Dumnezeu, înțelegeți? Și aici putem vedea iubirea asta incomensurabilă a lui Dumnezeu. Nimeni nu o poate descrie. Cum zice poetul, cu apa mării de a-i scrie iubirea lui pe cer întins. Și orice om de-ar vrea să fie un scrip pe al slavei necuprins. Și tot n-ar fi destul atâta, căci mările ar seca. Dar în veci de veci se întinde dragostea, e dragostea lui Dumnezeu. Când Pavel scrie epistola asta către romani, el caută să le explice acestor oameni care de multe ori, și eu cred că ei nu înțelegeau cum Dumnezeu să vină aici, în lumea asta, să moară. Și Pavel accentuează acest lucru și spune în versetul 8, nu? Dar Dumnezeu, citim o dată versetul 6, căci pe când eram noi încă fără putere, Hristos la vremea cuvenită a murit pentru cei nelegiuiți.
Și versetul 8 spune, dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi, auzi? Și asta datorită iubirii. Și noi astăzi putem celebra moartea, învierea Domnului Iisus. Putem să ne aducem aminte de aceste mărețe evenimente, nu, despre care se va vorbi, dar acum anticipăm, nu? Pentru că aici Hristos dezvăluie ce urmează. E drept că noi acum știm totul și noi nu mai suntem cu ochii împânjeniți așa, nu mai suntem ca și acești oameni despre care, vedeți, spune, ei n-au înțeles nimic din acele lucruri. Noi putem să ne bucurăm astăzi că înțelegem totul. De ce a venit Hristos să moară pentru noi, au să împlinească Scriptura și apoi să-și arate iubirea Lui față de noi. Niciodată nu putem înțelege noi îndeajuns acel cuvânt atât de clar, El i-a iubit până la capăt. E mare lucru în viața asta să poți iubi până la capăt, într-o lume răvășită de probleme, de, vedeți dumneavoastră, când răul ăsta atinge culmi inimaginabile, când răul ăsta pătrunde în viața de familie, când vezi soți care se despart, când vezi ura între copii și părinți, când vezi ura între frați, când vezi atâtea și atâtea lucruri, când suntem noi învățați că Iisus a venit și a iubit până la capăt, spunea Eminescu al nostru într-o împrejurare că de 2000 de ani ni se predică să ne iubim, iar noi ne sfâșiem, zicea el. Și problema cea mai mare este aici, cumpii mei. Aici putem învăța de la Iisus că El a venit să-și arate dragostea față de noi oamenii, iubindu-ne până la capăt și Domnul să ne ajute și nouă să putem face așa. Amin? Trei. Deci am murit și am înviat Iisus? Răspunsul al treilea este practic esența Evangheliei, ca noi să avem parte de iertarea păcatelor, auziți? Ca noi să avem parte de iertarea păcatelor, cu alte cuvinte, ca să fim mântuiți. Ce poate fi mai frumos decât atunci când citește în 1 Corinteni, capitolul 15, începând cu versetul 1 până la 4, vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți dacă o țineți așa. După cum v-am propovăduit-o altfel, degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Vedeți, împlinire. Mai departe, că a fost îngropat și a înviat după Scripturi. E da, aici noi deja am vorbit cu Scripturile, observați dumneavoastră cum spuneam esența, versetul 3, v-am învățat înainte de toate cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre. Deci a murit Iisus, observați, ca să ne mântuiască, ca să ia asupra Lui păcatele noastre, nelegiuirile noastre, ca să ne absolve de vină. Vedeți? Noi eram vinovați, eram sortiți pe ire. Moartea este plata păcatului. Și într-o zi coboară Iisus în lumea noastră și satisface justiția divină, murind pentru noi, murind pentru păcatele noastre. Și toate astea îl fac pe Iisus, acel mare mântuitor, despre care îngerul pe câmpul Betleemului anunța atât de clar, nu vă temeți, Luca 2:10, căci astăzi vă aduc o veste care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un Mântuitor care este Hristos Domnul, nu un mare lider religios, ci auziți bine, un Mântuitor. Cândva am spus în biserică acea întâmplare când un congres mondial al religiilor se ținea la Chicago și la tribună se perindau diferiți lideri religioși
din islam, din budism, din hinduism și religiile care era acolo. Se dorea așa o întâlnire în care să se caute punți de legătură. Și toți vorbeau despre, dacă vreți, proiecte sociale, filantropie, să-i ajuți pe oameni și sunt astfel de întâlniri în care oamenii se adună și caută să vorbească câte ceva, nu? Despre ceva care oarecum să arate țelul comun al religiilor și câte altele. Și la un moment dat la tribună a ajuns un reprezentant al creștinismului în persoana unui predicator, slujitor al lui Dumnezeu, Joseph Cook. Și omul ăsta, spre surprinderea tuturor, a început cu o întâmplare făcând apel la o operă celebră scrisă de William Shakespeare, cu acea Lady Macbeth care participă la omorârea regelui Duncan. Și în acea operă se arată cum femeia asta, participând la omorârea regelui, tot timpul își vedea mâinile pătate de sânge. Cu siguranță că ea și le-a spălat. Cu siguranță că femeia asta a făcut tot ce a putut să scape de acele pete. Însă vedeți dumneavoastră, petele de pe conștiință sunt atât de mari încât omul nu poate scăpa. Sunt situații din alea care pun o presiune fantastică pe om. Citeam cândva despre Odoacru, fac o paranteză, un rege ostrogot care conducea Roma, au cucerit Roma. Și omul ăsta așa, la presiunile celor din jurul lui, mă rog, la tot ce se făcea, intrigile alea de la curte, a poruncit să fie omorât Boețius, un secretar devot al lui. Și a trecut ceva timp și la o masă, când stăteau împreună cu suita lui, li s-a dus de mâncare pește. Și în momentul în care a luat cuțitul și a tăiat capul peștelui, s-a îngălbenit fața lui, s-a îngălbenit, mâinile au început să-i tremure și viteazul ăsta, om puternic, s-a făcut palid și medicii au venit repede la el, s-au dus, au stat de vorbă cu el, în câteva zile s-a curățat, fără să aibă vreo boală. Și care a fost cauza? Spunea el că în momentul când a tăiat capul peștelui, a văzut pe farfurie capul lui Boețius. Și din momentul ăla omul ăsta n-a mai avut pace, n-a mai avut liniște. Ăsta e efectul păcatului, înțelegeți? Nu e simplu deloc. Așa se întâmpla în opera asta. Femeia își vede mâinile pătate de sânge. Și nu poate scăpa nicicum de coșmarul ăsta. Vedeți? Se spune și de Pilat, chiar dacă nu-i scris. Citisem că a ajuns să se spânzure undeva în Galia. N-a mai rezistat presiunii. Chiar dacă și-a spălat mâinile în chip simbolic în acel ligean, și citiți dumneavoastră în Biblie, însă l-a urmărit lucrul ăsta. Nu și-a putut spăla conștiința și-a pus capăt zilelor. Ei, vreau să vă spun, predicatorul ăsta cu, că în momentele acelea lansează întrebarea asta, domnilor și domnilor, cine poate să spele mâinile pătate de sânge ale acestei lady, acestei doamne? Și spune că s-a așternut tot tăcere mormântală peste întreaga sală. Și atunci acest om a început să spună, domnilor și doamnelor, îți spune religiile astea de care voi ziceți așa, implicate în tot felul de acțiuni sociale, filantropie, proiecte de tot felul, dar spunea el, oamenii, mai mult decât de proiecte, decât de acțiuni din astea sociale, mai mult decât de la filantropie, au nevoie de iertare de păcate, cine poate să ofere? Și atunci el spune, singurul care poate să ierte păcatele oamenilor este Domnul Iisus Hristos, Cel care a murit pentru noi. Dacă noi astăzi suntem aici, noi suntem datorită faptului că într-o zi am crezut în jertfa Domnului Iisus Hristos. Într-o zi ne-am întâlnit cu El, într-o zi ne-am plecat ființele înaintea Lui. Într-o zi am recunoscut că suntem vinovați. Într-o zi am recunoscut că suntem sortiți morții.
dar am privit spre jertfa aceea de pe calvar. Am privit spre Iisus Hristos, care a acceptat să moară pentru noi, și noi în seara asta îl slăvim, îl lăudăm și îl binecuvântăm, pentru că a acceptat El, așa cum spune aici cuvântul Scripturii, recitesc încă o dată: batjocura, ocara, scuipatul, bătaia cu nuiele și moartea, pentru ce? Ca noi să fim salvați, ca noi să fim eliberați și noi astăzi să putem spune oriunde și oricui: Iisus e Mântuitorul nostru. Au trecut ani și după 2000 de ani noi privim spre El și spunem: El e Liberatorul nostru, El e Mântuitorul nostru. Când Wilhelm Busch, un predicator german care a scăpat din situația aceea nazistă, grea pentru slujitorii lui Dumnezeu, acest om care s-a opus acestui sistem nazist, într-o zi a fost invitat după război, după ceva timp, undeva în New York, în Statele Unite ale Americii. Și când a fost invitat acolo, a fost invitat de o comunitate de oameni de culoare. În momentul când s-a dus el împreună cu cel care îl însoțea, într-o clădire impozantă, era un club al oamenilor de culoare. Însă, când a pășit o clădire frumoasă cu un hol așa imens, și în centrul holului a putut să vadă o statuie impunătoare a unui om alb. Și în momentul respectiv, acest predicator german s-a uitat spre interlocutorul lui și a zis: domnule, totuși cum? De aici, într-o clădire așa mare și frumoasă a oamenilor de culoare, e statuia unui om alb. Și auziți, spune că interlocutorul s-a uitat așa spre el, zice că au început să-i curgă lacrimi și a zis: știți, în urmă cu mai bine de 100 de ani, noi eram rob, noi eram sclavi aici, n-aveam niciun drept, eram la mâna stăpânilor. Dar acest om a luptat pentru drepturile noastre și a semnat actul nostru de eliberare și de atunci noi nu mai suntem sclavi, noi suntem oameni liberi. Auzi? Și atunci și-a îndreptat mâna spre statuia aceea și a putut să rostească următoarele cuvinte: El este Abraham Lincoln, eliberatorul meu, eliberatorul nostru. Auziți, în baza unui act, în baza unei lupte care s-a dat, acest om a semnat un act de abolire a sclaviei și mult mai târziu acel om a putut să spună: El e eliberatorul meu. Cândva, acolo pe Golgota, cu aproape 2000 de ani, Iisus semna actul de eliberare și de mântuire a neamului omenesc și cine crede în El poate să primească iertarea păcatelor. Și noi astăzi nu suntem ca acești oameni care au spune, n-au înțeles nimic din aceste lucruri. Noi înțelegem totul, pentru că în sufletul nostru e pacea, e liniștea, e bucuria că am primit iertarea păcatelor și Iisus e Salvatorul nostru, e Mântuitorul nostru, e Liberatorul nostru, glorificat să fie numele Lui. Dacă încă nu este, în baza acestui drept, oricine ai fi, tu poți să devii liber, poți să devii mântuit. Prin credința aceea despre care spuneam, ei ar fi crezut dacă ar fi coborât de pe cruce. Noi credem că a rămas pe cruce, mărire Lui în vecii vecilor. Și în al patrulea rând, un al patrulea răspuns: de ce Hristos a murit și a înviat pentru noi? Uitați-vă, de data asta o să citesc versetul și apoi fac enunțul. Deschidem la 2 Corinteni, capitolul 5, și aici versetul 14, unde apostolul Pavel se adresa acestor oameni, 15, și El a murit pentru toți. Da, puteam citi și 14, căci dragostea lui Hristos ne strânge, fiindcă socotim că dacă unul singur a murit pentru toți, toți de ce au murit.
Și acum 15. Și El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Deci a murit Hristos în al patrulea rând ca noi să trăim pentru El, pentru Hristos. Ca noi să trăim pentru El. Întrebarea pe care vreau să o pun seara asta mie și dumneavoastră, tuturor celor care sunteți aici: moartea Domnului și învierea Lui pentru noi e istorie. O istorie binecuvântată. Repet, nu știu pentru a câta oră, ei n-au înțeles nimic din aceste lucruri. O slavă Domnului că noi înțelegem. El a murit și a înviat pentru noi. Amin? Dar de ce a murit și a înviat? Auzi, ca noi să trăim pentru El. Puneți din nou 15, versetul 15 din 2 Corinteni 5. Vă rog, priviți cu atenție versetul ăsta. El a murit pentru toți, ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși. Auzi, ci să trăiască pentru El. Oare trăim și noi așa? Uitați-vă ce spune apostolul Pavel când scrie epistola aceasta către Galateni, capitolul 2, și o să citim acolo unul sau două versete, 19 și versetul 20. Observați cât de clar spune aici apostolul Pavel: că eu prin lege am murit față de lege ca să trăiesc pentru Dumnezeu. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Dar ce ziceți? E o realitate și pentru noi? Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Uitați-vă la Filipeni 1:21, ce zice Pavel, rabinul ăsta mândru, care la început socotea și el că face ceva, o faptă de neprihănire, se considera un fel de Finias al Vechiului Testament, legându-i pe credincioși și ducându-i să fie bătuți la picioarele lui. Când a fost omorât Ștefan, s-au pus hainele și ce mândru era el că face ceva pentru religiunea lui. Și acum uitați-vă în Filipeni 1:21 ce spune el aici: căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Dar câți dintre noi privim lucrurile cum le-a privit El? Noi vorbim de o împărăție și ne rugăm și cerem harul lui Dumnezeu, cerem sprijinul lui Dumnezeu, nu? Și de multe ori vorbim de împărăția asta și vrem să ajungem în ea, dar uitați-vă cât de mult facem noi în viața asta de zi cu zi din ceea ce spune Hristos ca să ajungem acolo în împărăția Lui. Uitați-vă în versetele 7 și 8 din Roman 14, citim: în adevăr nici unul din noi nu trăiește pentru sine și nici unul din noi nu moare pentru sine. Căci dacă trăim, pentru Domnul trăim. Și dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Ați auzit? Parcă vine să cânt acum. Pe baza acestui verset e o cântare, nu? Și cântare frumoasă și se cântă și antrenantă. Dar întrebarea pe care trebuie să ne-o punem: trăim ce cântăm? Vedeți, aici e marea problemă. Mă rog ca sărbătoria aceasta morții și învierii Domnului Iisus să aducă o trezire în ființele noastre și să putem înțelege de ce a murit și a înviat Iisus. Nu doar să aibă oamenii o sărbătoare. Oamenii acum se întreg de sărbători, mai ales că au zile libere unde să petreacă, se interesați de pensiuni, de miei, de, știu eu, de mâncare bună, de hodină și câte altele. Și ori zice: Hristos a înviat. Zice: băi, adevărat că a înviat, frumos, nu? Dar pentru asta a murit și a înviat Hristos. Nu.
În primul rând, ca să împlinească Scriptura. În al doilea rând, ca să-și arate dragostea față de noi. În al treilea rând, ca să ne ierte păcatele. Și în al patrulea rând, ca noi să trăim pentru El. Oare vom înțelege? Din păcate, atâția oameni din zilele noastre nu înțeleg. Se întâmplă cu ei exact ca și cu cei din vremea respectivă. Ei n-au înțeles nimic din aceste lucruri. Doamne, fă ca noi să înțelegem că Tu ai venit să împlinești Scriptura, că ai venit să arăți dragostea față de noi. Fă ca noi toți să înțelegem că Tu ai murit și înviat să ne ierți păcatele și că Tu ai murit și ai înviat ca noi să trăim pentru Tine. Doamne ajută! Amin.